Nu este pericol de avalanșă, dar există risc de alunecare în munții Făgăraș. Vremea este frumoasă în zona montană, însă salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști să nu se aventureze pe trasele montane fără echipament adecvat. Nu este pericol de avalanșă, dar este pericol de alunecare. Deci sfaturile noastre pentru turiști sunt să rămână în zona cabanelor, să nu iasă golul alpin, fiindcă dimineața și seara zăpada e mai înghețată și fără colțar și fără un echipament adecvat nu se poate efectua o deplasare în asemenea zone. Dar pericolul de avalanșă deocamdată nu este. Zăpada încet, încet se așează, poate nu se duce peste tot, dar începe să cedeze. Deci nu mai e decât pe la peste 1500 în sus mai e zăpadă și mai multe e doar la 2000, dar nici acolo nu e pericol de avalanșă. Turiștii care ajung la cabane pot apela cu încredere la patrula de salvamontiști, care este în permanență în zonă cu rugămintea să țină cont de recomandările acestora.